Acum mergem la Cinema City, la AFI Cotroce mai degrabă, acolo unde s-au adunat cei mai înfocați fani, precum și întreaga echipa serialului Vlad, pentru vizionarea în avantpremieră a ultimului episod din primul sezon Vlad. Așadar, colega mea, Ana Vladislav, se află acolo printre vedetele prezente la eveniment. Curioase să vadă marele final. Ana, foarte bine! Și tu o să vezi ce se întâmplă în avantpremieră, în ultimul episod din Vlad. Vlad în seara asta de la ora 20:30 de minute, ultimul episod din prima serie. Bună ziua! Bună, Cătălin! Uite, după cum vezi, m-am pregătit, mi-am luat cutia de popcorn și aștept să văd ultimul sezon din ultimul episod din primul sezon, dar până atunci vreau să vorbesc cu o parte din actorii serialului care au venit mai devreme, s-au întâlnit cu fanii, au făcut poze. Stai să dau cutia asta, să nu mă încurce, că poate le e foame. Bună, ce faceți? O să o aduci aici. Emoționați, încântați. Eu vorbesc despre mine, nu știu colegii mei. Vreau să spun emoționată, încântată. Cum a fost întâlnirea cu fanii? A fost nebunie aici, încă este, n-au ajuns. Tu ești fan Vlad? Da, n-am văzut toate episoadele, recunosc, dar... E fan la servici, spun eu. M-am tatuat. E bine? Uite, m-am tatuat. Vezi? Bine, atunci eu o să-ți dau un tricou pe care am să te rog să-l îmbraci acum. Acum? Hai că-ți țin eu. Da, uite, schimb de tricou. Schimb de tricou, da. Da, este și Diana, Cătălin, este și vrei, Diana. Dacă vrei, Cătălin, îți dăm și ție unul. Da, eu vreau, dar vreau să-l dau jos pe ăsta care l-am eu și să-l iau pe el așa, la televizor, direct. La fizicul meu îmi permit, mă ajutăm. Acum la valiera, e perfect. Gata, asta ia uite, acum e bine? Acum putem să vorbim, poți să ne iei interviuri, poți să ne pui orice întrebare vrei tu. Așa, ia spune-mi, tu ai emoții pentru episodul din această seară pe care voi îl vedeți mai devreme? Da, am emoții pentru că nu l-am văzut în varianta asta finală. Și pentru că în acest episod o să se închidă niște povești și o să se nască alte povești. Se deschidă alte povești, da. Ai zis-o frumos, da, aproape romantic, nu știu ce să zic. Tu stai aici așa retras, ce cafea ai acolo? Cu personajul lui George Pistelan, cu Tibi. E și el pe aici, pe undeva, da, face poze, Instagram-ul, poze, el... E pe Instagram. Da. Toată social media este la Piștereanu. La picioarele lui Piștereanu. Stai să mergi la colegii voștri aici, că ei sunt mai la colț, așa? Da, avem o discuție în familie. În familie? Da, și da, ce? Da, mi-a trăgea atenția că, uite, nu mi-am făcut freză aici, tot încercam să... Da, e groaznic. E bine, dar așa aici ești bine. Dar aici, uite, am rămas ciufulit, oribil. Da. Diana, tu îți mai amintești cum se termină ultimul episod? Da, mi-amintesc cum se termină. M-am supărat foarte tare. Da, vorbim după. Și este prima oară când Roxana o să mintă. N-a mințit niciodată și în episodul ăsta minte. Deci este cu suspans așa de seară. Da, da. Eu? Ce? Ai picat pe gânduri așa, vezi, ești nostalgic? În cafeaua asta, aici este, nu știu dacă o se vede, dar aici, teoretic, tocmai l-am ciobit pe ea din arte. Și mă întreb, Vlad, cine ești tu, Vlad? Și asta a fost întrebarea serialului și a sezonului. Și sper din toată inima că nu se va răspunde, pentru că dacă s-ar răspunde la această întrebare, atunci nu e de bună că nu mai avem intrigă și prefer să mai rămână un mister, o perioadă, chiar un sezon, două, ceva așa. Vă pregătiți și pentru sezonul 2? Da! Da! Mamă, cât entuziasm! Da! Evident! Evident! Mă bucur îngrozitor de tare, pentru că au fost dubii. Dom'le, are sau nu succes? Vom trăi și vom vedea. Pentru că dacă n-avea succes, probabil nu-l făceau. Dar, slavă Domnului, oamenii sunt mulți și le place și am sentimentul că am făcut un produs bun, de calitate, și vă mulțumesc din suflet că îl apreciați. Stai puțin, că uite, colegilor tăi s-a făcut foame. Vă e foame? Da, de la emoții. Eu așa funcționez. Când am emoții, trebuie să mănânc, așa că am găsit. Asta era a ta asta? Nu, pot să mâncați, liniștiți. Că... Păi, ți-am dat un tricou. Da, dar facem sezonul 2 și ăsta îngrașe, te umflă, te nu știu ce să zic. Nu e cazul ăla, lăsați-mă în pace. Am opt pătrățele, câte una pentru fiecare pătrățic. Se duce și joacă squash și își revine. Ne-am lipsit pe toți deja, e ok. Mai zi tu, că o să te chinui eu la următoarea. Abia aștept, nu mi-e frică. Deci, diseară, la 8:30, nu uitați, este episodul cu numărul 13, episodul final din primul sezon. Pregătiți pentru al doilea și voi? Am voie să zic ceva?
Da, suntem pregătiți. Da, noi suntem pregătiți, abia așteptăm filmările. Eu abia aștept să ajung pe platou, să mă întâlnesc cu gașca asta minunată, mai puțin cu Oro, deci, care vorbește mult dimineața. Bine, el vorbește mult și după amiază, care vorbește și noaptea. Care la cap, așa, nu era vorba? Dar vorbești mult? Da. Deci asta mi se pare una dintre marile drame pe care le-am trăit. Microfonul din prima spre el. Oamenii ăștia, mi se pare foarte ciudat, actori fiind, așa zis toți, pentru că, deși sunt actori, nu au acest tip de logoreie verbală caracteristică a acestei profesie. Lor le place. Nu poți să-l oprești. Dacă ai ciocolată la tine, ești salvat, pentru că îi place ciocolata și atunci îi dai o ciocolată și s-a terminat. Dacă ai ciocolată la tine, te duci cu ea și zici o rețetă de ciocolată. Nu merge. Deci să înțeleg că el este cel mai vorbăresc dintre voi toți, mai ales dimineața. Da, este. Dar e și simpatic. Câteodată mai spune și vorbe frumoase. Câteodată. E bine. Îl iubim și al nostru. Uite cum se uită. Mă tratează cu spatele. Gata. Așa. Deci diseară nu uitați, la ProTV la 8:30, reluare vineri, ultimul episod din Vlad. Din primul sezon. Din primul sezon. Da. Bine, vă las să mergeți să mai faceți poze, că mai sunt fani care așteaptă și vizionare plăcută. Mulțumim. Cătălin, promit să vin cu tricoul la tine.